Prieteni, astăzi o să vă vorbesc despre pâine. Iar ca să afli despre aceasta mai multe, fii atent la ceea ce urmează! Mai întâi de toate, aș vrea să știi că noi moldovenii suntem cam printre cei mai mari consumatori de pâine din Europa, după Bulgaria și România. Și dacă stau să mă gândesc, o cauză ar fi prețul ei. Căci la noi pâinea se vinde destul de ieftin și poate din acest motiv nu o prea apreciem. Dar ar trebui și știi de ce? Deoarece anume pâinea te ajută să controlezi greutatea. Și să știi că pâinea în sine nu îngrașă, ci asocierea ei nepotrivită cu anumite elemente poate îngrășa. Ea, din contra, îți oferă o combinație sănătoasă de glucide, complexe, proteine și fibre. Asta înseamnă că dacă mănânci pâine, ai energie. Creierul îți funcționează la parametri normali și la fel se întâmplă și cu sistemul nervos central. De asemenea, pâinea îți oferă acea senzație de saturație care te ajută să eviți ronțăitul dintre mese atât de dăunător funcționării corecte a organismului. Pâinea, după cum am mai zis, este o excelentă sursă de fibre alimentare solubile, care ne ajută să scăpăm de efectul de constipație. Glucidele complexe și proteinele din pâine produc un surplus mare de energie. Anume din acest motiv, sportivii știu bine cât este de important să mănânce pâine înaintea unui efort intens. Cu toții vrem să avem energie, nu-i așa, prieteni? Dacă ați răspuns pozitiv, atunci vă propun să nu începeți dimineața fără un mic dejun care ar conține măcar o felie de pâine. Ea poate fi unsă cu unt sau miere, servită cu suc fresh sau cu o cană de ceai. Important e să ne dăruie și să ne umple cu energia ei pozitivă pentru o zi întreagă. Cu siguranță că nu am să vă uimesc dacă am să vă spun că și în timpul zilei nu odată suntem salvați de tartinele pregătite de mama, nu-i așa? Noi, copiii, petrecem mult timp la școală, apoi mai avem și activități după finalizarea orelor și poate în unele zile intrăm în casa abia tocmai seara. Îți imaginezi să petreci așa o zi încărcată fără să mănânci nimic? Nu ar fi posibil. Doar că bine ar fi aceste tartinițe să fie făcute din pâine brună, neagră, din secada sau porumb. Să conțină mai puțină drojdie. În schimb, poate fi umplută cu diferite semințe sau alte condimente, cum ar fi ceapă, ardei iute și așa mai departe. Și chiar dacă mereu suntem inspirați de pâinea proaspătă, scoasă de la cuptor, caldă și cu o aromă care inundă toată casa și curtea, păi totuși specialiștii nu recomandă să consumăm o astfel de pâine. E bine să lăsăm să se recurească sau chiar să începem a o consuma a doua zi. Și dacă ții cu tot din adinsul să faci niște sandvișuri calde, păi atunci ai putea să coci pâinea în toster. Și acum am să-ți arăt cum să faci repejor și singur un sandwich pe care îl poți mânca dimineața sau dacă îl vrei, poți lua cu tine la școală în ghiozdan. Pentru aceasta ai nevoie de două felii de pâine, o felie de șuncă, una de cașcaval, o frunză de salată și niște cremă de brânză. Pâinea în prealabil o vom prăji 3 minute în toaster. După care vom unge feliile cu cremă de brânză, vom aranja peste ele câte o felie de salată, apoi punem șunca și o felie de cașcaval. Iar deasupra mai punem câte o felie de pâine. Frumos a ieșit, nu-i așa? Poftă bună, dragi prieteni, și ne revedem săptămâna viitoare la această oră. Pa, pa!